Salutare dragilor și bine ați venit la Mate cu Alfa! Astăzi vom discuta despre teorema fundamentală a asemănării. Folosim asemănarea aproape zilnic, fără să realizăm acest lucru. Dacă mărim sau mișorăm o poză de pe telefonul mobil, obținem o imagine asemenea cu imaginea inițială. Un microscop sau un telescop modifică imaginile, făcându-le mai ușor de vizualizat, dar raportul dintre dimensiunile imaginilor rămâne același. Figurile asemenea sunt figurile care își păstrează forma, dar își modifică dimensiunea. Două triunghiuri sunt asemenea dacă au unghiurile respectiv congruente și laturile corespunzătoare proporționale. În figura prezentată, triunghiul ABC este asemenea cu triunghiul A1, B1, C1. Reținem notația pentru asemănare. Faptul că unghiurile celor două triunghiuri sunt respectiv congruente înseamnă că. Unghiul A este congruent cu unghiul A1, unghiul B este congruent cu unghiul B1 și unghiul C este congruent cu unghiul C1. Cum laturile corespunzătoare sunt proporționale, avem următorul șir de rapoarte egale: AB supra A1B1 egal cu AC supra A1C1 egal cu BC supra B1C1, a căror valoare comună o notăm K raportul de asemănare a triunghiurilor fiind astfel K. Atunci când K e egal cu 1, cele două triunghiuri sunt congruente. În figurile prezentate, raportul de asemănare este egal cu 2, ceea ce înseamnă că triunghiul ABC este de două ori mai mare decât triunghiul A1B1C1, cu precizarea că unghiurile rămân respectiv congruente. Teorema fundamentală a asemănării spune că o paralelă la una din laturile unui triunghi determină cu celelalte două laturi sau cu prelungirile acestora un triunghi asemenea cu cel dat. În figurile prezentate, DE fiind paralelă cu BK, conform teoremei fundamentale a asemănării, triunghiul ADE este asemenea cu triunghiul ABK. Deci, AD supra AB egal cu AE supra AC egal cu DE supra BC. Și, Unghiul DAE congruent cu unghiul BAC, unghiul ADE congruent cu unghiul ABK și unghiul AED congruent cu unghiul AKB. În continuare vom rezolva câteva aplicații în care vom utiliza teorema fundamentală a asemănării. Un far este dotat cu o sursă de lumină aflată la distanța de 8 metri de sol. Maria se deplasează la 12 metri distanță de acest far știind că Maria are 1,75 metri înălțime, care este lungimea umbrei Mariei. Datele problemei le transpunem în următorul desen, în care AB reprezintă farul, DE înălțimea Mariei, BD distanța dintre far și locul în care ajunge Maria și DK umbra Mariei. În triunghiul ABK, DE este paralel cu AB, și, aplicând teorema fundamentală a asemănării, obținem că triunghiul ABK este asemenea cu triunghiul EDK. Deci, AB supra ED egal cu BK supra KD. Înlocuind lungimile segmentelor cu datele din enunț, obținem că 8 supra 1,75 este egal cu 12 plus X supra X. Aplicăm proprietatea fundamentală a proporțiilor, care spune că produsul mezilor este egal cu produsul extremilor, obținând astfel x e egal cu 3,36. În concluzie, lungimea umbrei va fi de 3,36 metri. În cea de-a doua aplicație, Alex și Lori sunt două pătrate cu laturile de 4 cm, respectiv 6 cm. Dreapta R intersectează lui E în punctul U. Calculați lungimea segmentului LU și demonstrați că punctele X, U și O sunt coliniare. În triunghiul AOR, LU este paralelă cu OR conform teoremei fundamentale a asemănării triunghiul ALU asemenea cu triunghiul AOR. Deci AL supra o egal cu LU supra OR. Cum Alex și Lori sunt pătrate, fiecare dintre cele două are toate laturile congruente. Obținem că 4 supra 4 plus 6 egal cu LU supra 6 rezultă că LU egal cu 2,4 cm. Pentru a demonstra că punctele X, U și O sunt coliniare, putem demonstra că XU plus UO egal cu XO. În triunghiul XEU, măsura unghiului X egal cu 90 de grade, aplicând teorema lui Pitagora, rezultă că XU la puterea a doua egal cu XE la puterea a doua plus EU la puterea a doua, unde XE egal cu 4 și EU egal cu 4 minus 2,4, adică 1,6. Obținem astfel XU egal cu 4 radical din 29 supra 5. În triunghiul ULO, măsura unghiului L, egal cu 90 de grade și din teorema lui Pitagora rezultă că UO la puterea a doua egal cu UL la puterea a doua plus LO la puterea a doua. Deci, UO egal cu 6 radical din 29 supra 5. Și lungimea laturii XO o calculăm utilizând din nou teorema lui Pitagora în triunghiul dreptunghic XAO. XO fiind egală cu radical din XA la puterea a doua plus AO la puterea a doua, obținem XO egal cu 2 radical din 29. Cum XU plus UO egal cu XO, rezultă punctele X, -u -o sunt coliniare. Acestea au fost aplicațiile noastre. Până data viitoare, vă las să vă gândiți la următoarea problemă.